Accident grav în dreptul localității sucevene Adâncata. Un șofer a pierdut controlul volanului într-o curbă și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit violent de o ambulanță Smurd. Autospeciala de salvare transporta la spital un băiat de 12 ani cu handicap grav care era însoțit de mama lui. Pe imaginile surprinse de camera video montată la bordul autospecialei se vede cum automobilul rulează pe contrasens, nu mai apucă să se redreseze și intră în plin în ambulanță. În urma coliziunii, cei patru oameni din automobil, șoferul, iubita lui, viitoarea soacră și sora acestui au fost răniți. Primii care le-au acordat îngrijire au fost chiar cei doi paramedici de la Smurd în care au intrat, deși erau și ei răniți. De asemenea, șoferul salvării a fost rănit în accident. Pe mâna medicilor a ajuns și mama pacientului din salvare, care a suferit mai multe traumatisme. În urma accidentului au rezultat patru victime din mașina Renault Clio, două victime încarcerate care au necesitat măsuri de descarcerare. Accidentul s-a produs în timp ce șoferul care a tăiat curba se contrazicea cu rudele din mașină cu privire la un premiu câștigat de acesta. A fost suficient o clipă de neatenție ca mașina să scape de sub control. Atunci am furat, am dat fraz de volan și am tăiat curba. Față venea Smurd. L-am supărat noi pe fratele meu și a vrut să depășească, să ajungă mai repede acasă și s-a trântit în salvare. Medicii spun că starea celor șapte răniți este stabilă. Conducătorul auto care a provocat accidentul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.